Președintele Consiliului European a confirmat pe Twitter că Marea Britanie l-a notificat oficial de invocarea articolului 50 la 9 luni după referendumul din 23 iunie. Tusk a publicat și o fotografie cu momentul în care a primit scrisoarea semnată de premierul britanic Theresa May. Task va pune în circulație propuneri pentru linii de negociere în termen de 48 de ore de la declanșarea Brexit. În următoarele săptămâni, experți din restul de 27 de state membre vor analiza aceste linii de negociere pentru a le perfecționa până la summitul din aprilie. După doi ani de negocieri, un acord pentru Brexit va trebui să fie aprobat de majoritatea calificată a statelor membre. Nu e nevoie de un vot în unanimitate. Pe de altă parte, Parlamentul European are dreptul să blocheze acordul dacă nu este de acord cu prevederile sale. În Marea Britanie, May a promis să acorde Parlamentului dreptul de a vota termenii acordului final, însă rezultatul votului este doar consultativ. Consiliul European și-a exprimat regretul că Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană, dar a dat asigurări că Uniunea este pregătită pentru procesul pe care va trebui să-l urmeze, începând cu eforturile pentru o retragere ordonată. Regatul Unit este și va rămâne un partener esențial pentru România, iar guvernul de la București se va implica activ în protejarea drepturilor și intereselor cetățenilor români în UK. Afirmația aparține premierului Sorin Grindeanu, care a precizat că a luat act de decizia Londrei. Grindeanu a cerut ministrului pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstârnac, să se deplaseze în Regatul Unit în prima parte a lunii aprilie pentru a discuta cu membrii comunității românești și cu autoritățile britanice. Potrivit proiectului calendarului de negociere, finalizarea Brexitului se va suprapune cu perioada de țineri președinției Consiliului Uniunii Europene de către România, fapt care potențează rolul țării noastre în cadrul procesului de negociere a acordului pentru retragerea UK.